Bună ziua! Avem niște identități în ecuații trigonometrice, provenite din funcții directe și funcții inverse. Să se rezolve în ecuația următoare. Tangentă de x minus 1 supra 2 ar cosinul de 4x minus pi pe 3 mai mic sau egal cu 0. Aici punem condiția de existență, adică 4x să fie cuprins de minus 1 și 1, că este arcosinus, avem arcosinus de x, x trebuie să fie cuprins de minus 1 și 1, de funcție compusă, și 2 arcosinus de x, de, 2 arcosinus de 4x minus pi pe 3 diferiți de 0, orice nu împărți la 0 fac infinit, funcție de existență. Deci, astea sunt. X cuprins de minus 1 pe 4, 1 pe 4, că împărțim prin 4 aici pozitiv, și 2 ar cosinul 4 x minus pi pe 3 diferit de 0, condiția de existență a exercițiului. Altfel, nu poate să existe. F de x egal cu tangent de x minus 1 se intersectează cu axa, cu axa OX. Y egal cu 0 cu axa OX. E fix este tangent de x minus 1, y egal cu 0 cu axa OX. Tangent de x minus 1 egal cu 0, tangent de x egal cu 1. X0 e pi pe 4, 0,785. Nu aparține între minus 1 pe 4 și 1 pe 4. X egal cu K pi plus pi pe 4, așa. 1 pe 4 e 0,25. Deci X-ul e pi pe 4, e 0,785. Iar 0,25 nu aparține, da? 0,785. Pardon, 1 pe 4 e 0,25. Da? Și 0,785 nu aparține 0,25 minus 0,25 0,25 1 pe, minus 1 pe 4 1 pe 4. Acum tangent de 0 e minus 1 minus 1 pe 4 1 pe 4 în 3 pi pe 4 e 0 și în pi sub 4 e 0, deci aici tangenta e negativă la minus 1 pe 4, 1 pe 4. Minus pi plus pi pe 4, minus 3 pi pe 4, e minus 2,35. G de x, 2 ar cosinus 4x minus pi pe 3. G de x intersectează cu axul x. Y egal cu 0 cu axa axul x. G de x fac 2 ar cosinus 4x minus pi pe 3. Y egal cu 0 cu axa axul x. Deci 2 ar cosinus de 4x minus pi pe 3 fac 0, împart prin 2, ar cosinus de 4x minus pi pe 6 e 0, ar cosinus de 4x fac pi pe 6, e o cosinus din stânga egal cu cosinus de-n dreapta, cosinus de ar cosinus de 4x e cosinus de pi pe 6, funcția direct în funcție inversă, tu argumentul 4x, deci ăsta e 4x egal cu cosinus de 30 de grade, radicand 3 supra 2, x egal radicand 3 pe 8, e 0,216. 0,216, deci este aici, este cuprins între minus 0,25 și 0,25. Aici la 5 pi pe 3 e minus 1 pe 4 și la arcosinus. Arcul cosinus e minus 1. Le calculăm acum. De exemplu, G de la minus 1 pe 4 G de minus 1. Este G la minus 1 pe 4 e 2 arcosinus de minus 1 minus pi pe 3. E 2. Ăsta este arca cu cosinus minus 1 este pi, 2 pi minus pi pe 3 e egal cu 5 pi pe 3. G de 1 pe 4, 2 arca cu cosinus este 1, este 0. Minus pi pe 3 fac minus pi pe 3 aici. De-aia am pus astea. Da? Semnul funcției ăștia. Pentru minus pi pe 4, 1 pe 4. Domeniul maxim definiție. Cosinus de 0 fac 1. Arcosinus de cos de 0 fac arcă de cosinus de 1, luăm arcosinus. Funcția inversă în funcție directă fac argumentul, arcă de cosinus de 1 egal cu 0. Cosinus de pi e minus 1. Arcosinus de cos de pi egal cu arcosinus de minus 1. Arcosinus din stânga egal cu arcosinus din dreapta. Arcosinus de cos de pi fac pi, funcția inversă în funcție directă tot în argumentul, egal cu arcă de cosinus este minus 1. Și aici avem tangentă de x minus 1 este fx, g de x e 2 arcosinus de 4x minus pi pe 3, la radicand 3 pe o fac 0, aici e plus și aici e minus, am văzut. Iar tangenta este minus. Când facem împărțirea semnelor, minus cu plus, ca la mulțire, este cu minus, și aici e așa, minus cu minus fac plus. Aici nu are sens, aici e minus infinit, aici este infinit, și o să vină
mai mic sau egal cu 0, x aparține un minus 1 pe 4 radical din 3 supra 8. Aici unde este mai mică, da? Aici este deschis la radical 3 pe 8, că e diferit de 0. Ăsta este închis. Asta e soluția. Deci, să treceți până astea, pentru că este o trigonometrie din aia destul de valoroasă. Vă ajută cu ceva. Transmite ceva. Cotangent de 6x minus radical din 3 supra arc cosinus de 5x minus pi pe 4 mai mic sau egal cu 0. Exercițiul al doilea. Aici, 5x cuprins între minus 1 și 1, iar arc cosinus de 5x minus pi pe 4 diferit de 0. Condiție de existență al exercițiului. De aceea, la cotangentă, este cosinus pe sinus, unde sinus de 6x egal cu 0, da? Deci, o să facem și asta. Deci, facem semn la toate funcțiile, și la numărător, și la numitor. Deocamdată le punem pe astea. X-ul mai cuprins de minus 1 pe 5 și 1 pe 5, ar cosinus de 5 și minus pi pe 4 diferit de 0. 1 pe 5 fac 0,2. X aparține un minus 0,2, 0,2. Ar cosinus de 5x minus pi pe 4 diferit de 0. Funcția e fix. Cotangent de 6x minus radical din 3. E fix, se interesează cu x. Y egal cu 0, ecuația axul x. E fix, este cotangent de 6x minus radical din 3. Y egal cu 0, ecuația ox, axul ox. Cotangent de 6x minus radical din 3 egal cu 0. Cotangent de 6x este radical din 3. Luăm arc cotangentă din stânga egal cu arc cotangentă în dreapta. Funcția e din funcția de x, luăm argumentul, 6x fac arc cotangentă de radical în 3. X, 0 fac 1 pe 6, arc cotangentă radical în 3. Acum, și o să vină 1 pe 6 din pi pe 6, pi pe 3, 6. De ce? Cos de x fac, cotangentă de x fac cos de x pe sinus de x, cotangentă pe pi pe 6 fac cos de pi pe 6 sin de pi pe 6, e cos de 30 pe sin de 30. Radical 3 pe 2 pe 1 pe 2, cos de 30 grade, radical 3 pe 2, sinus de 30 grade 1 pe 2, este radical din 3. Deci cotangent de pi pe 6 fac radical în 3. Ar cotangent de cotangent de pi pe 6, ar cotangent de radical în 3. Aici e funcția invers în funcție directă, pi pe 6 ar cotangent de radical în 3. De-aia l-am pus aici, pi pe 6. Aici, între minus 1 pe 5 și ăsta, deci aici vine la pi pe 3, 6, e 0,08 și cuprins între minus 0,2 și 0,2. În 0, aici e minus infinit și aici e plus infinit, că în partea asta e minus și aici e plus, da? Cotangenta e funcție impară. X0, pi pe 6, 0,08, am pus-o, pi pe 3, 6. F0, fac cotangent de 0 minus radical în 3, fac infinit minus radical în 3, fac infinit. Sinus de 0 pe cos de 0, 1 pe 0, fac infinit. Cotangent de 6 radical în 3, x0 pi pe 6. X egal cu k pi plus pi pe 6, soluția generală de la ecuația trigonometrică. Am făcut funcția cotangentă, graficul. Y radical din 3, e punctul ăsta. Pi pe 6 și radical din 3. Pi pe 3, 6. Aici, cotangent de minus pi. Fac cos de pi supra sinus de minus pi. Ăsta, cos de pi, este minus... este... Aici vine sinus de pi, e 0. Și în limită, unde la minus pi, 6x, e pi pe 2x, e pi pe 12, x egal cu pi pe 6. 6x egal cu odată cu pi pe 2x e pi pe 6 și ăsta e pi pe 2 și ăsta e când se intersectează aici. Să vedem acum. G de x este egal cu 2 cosinus de 5x minus pi pe 3. G de x intersectat cu axul x, y egal cu 0 ecuația axul x. G de x e 2 cosinus de 5x minus pi pe 3, y egal cu 0 ecuația axul x. 2 ar cosinus de 5x minus pi pe 3 egal cu 0, g de x intersectat cu x. Deci aici
Aici arc cosinus de 5x minus pi pe 6 fac 0, arc cosinus de 5x fac pi pe 6. Cosinus de arc, cosinus de 5 pi pe 6 fac cosinus de pi pe 6, luăm cosinus de în stânga, cosinus de dreapta, cosinus de arc, cosinus de 5x, funcția direct în funcție investitorul argumentul, cosinus de pi pe 6, cosinus de 30 de grade radian 3 pe 2, x egal cu radian C3 din 10, care e 0,173. Am pus aici, este între minus 1 pe 5 și 1 pe 5, aici e 5 pi pe 3, aici e minus pi pe 3, aici e 0,7, da? G de 1 pe 5, fac 2, arcosinus de 5, 1 pe 5, minus pi pe 3, 2 arcosinus de 1 minus pi pe 3, 0 minus pi pe 3, minus pi pe 3. G de minus 1 pe 5 e 2 arcosinus de 5 pe minus 1 pe 5 minus pi pe 3, 2 arcosinus de minus 1 minus pi pe 3, arcul cosinus minus 1 e pi, e 2 pi minus pi pe 3, 5 pi pe 3. Se face tabelul central. Acum, cotangentă de 6x minus radical din 3. La 0, aici e minus infinit, infinit. Ăsta este la minus 1 pe 5, 1 pe 5. La pi pe 3, 6, unde s-a, da, pi supra 3, 0,08, unde se anulează cotangentă de 6x, minus radical din 3 egal cu 0. Aici, în 0, n-are sens. Aici, la fel, nu are sens nici aici, radical 3 din 10 fac 0,73, cele două soluții, și aici plus cu minus, minus, plus cu plus, plus, minus, și aici minus cu minus fac plus. Unde este mai mică sau egal cu 0? Aici și aici. Deci x aparține la minus 1 pe 5 și 0 deschis, reunit cu pi supra 3, 6, radical 3 pe 10, aici este deschis. Asta e soluția. Deci, atenție mare, aici este trigonometrie curată, să nu vă încurcați care e inversa, care e funcția directă, trebuie să știți și ecuațiile trigonometrice, să știți și funcțiile directe și funcțiile inverse, este o trigonometrie destul de puternică. Și cu tabelul să faci orice, să le urmăriți, să vedeți ce am făcut, deci fiecare să scrii, nu te apuci tu să faci mental pentru că la mental numai cei inițiați, cei tari. Dar puteți și voi, după un an, doi, să vă băgați, să faceți direct mental. Atenție mare, numai când le vedeți, să nu vă speriați de ele, da? N-ați întâlnit treburile astea, dar sunt binevenite, să, da? Explicate tot frumos, elegant, la loc pe bucăți, ce înseamnă intersecția unei funcții, intersecție cu axa OX, nu? Graficile de funcții directe, inverse, nu trebuie să se sperii de ele. Dacă se iau cu totul pas cu pas, ați văzut că toate exercițiile devin banale. Dar știind carte, dacă știi numai formulă trigonometrie, nici nu mergi la astea, te sperii de ele. Deci, succes, alegeți calea pe care vă convine.